Petrolul Păiești va susține mâine după amiază primul meci în deplasare din actualul sezon al Ligii a doua casa a pariurilor. Lupii o vor întâlni pe CS Balotești, iar confruntarea se va desfășura pe stadionul Concordia din Chiajna. CS Balotești, organizatoarea acestei întâlniri, a anunțat faptul că intrarea spectatorilor va fi liberă, suporterii petrolului având rezervat o întreagă peluză. Pentru a evita eventuala aglomerație produsă la fața locului, tichetele de acces se vor distribui în mod gratuit la casa de bilete a stadionului Ilie Oană, precum și la magazinul oficial al clubului astăzi, iar mâine până la ora 16. În măsura disponibilităților, invitațiile se vor găsi și la stadionul Concordia înaintea jocului. Fanii petroliști se organizează pentru ca echipa să aibă o susținere cât mai puternică la cheajuna cei de la Peluza 1 Ilieoană pun la dispoziția suporterilor un autocar pentru cei care doresc să fie alături de petrolul și la această partidă. Astfel, cei care vor să facă deplasarea cu mașinile proprii sunt așteptați vineri la ora 15.30 la stadion, locul de unde se dorește deplasarea în coloană. Prețul deplasării este de 15 lei dus întors și cei de la Peluza Latină îndeamnă oamenii să meargă în număr cât mai mare la meci. Potrivit acestora sunt 300 de invitații în sectorul rezervat lor, iar ei își doresc ca toate acestea să fie puizate. Pentru acest joc am Antrenorul Leo Grozavu nu se va baza pe patru jucători, Vali Țicu și Andrei Rusu, la Naționala României Under-19. Paula Antoche este în program de recuperare, iar Alex Ciocălteu este suspendat după eliminarea din prima rundă. Ciocălteu a fost sancționat cu o etapă de suspendare și 530 de lei amendă.